Bine te-am găsit, suflet drag! Astăzi ți-am pregătit o rugăciune făcătoare de minuni, pe care să o rostești în sfânta zi de sărbătoare a schimbării la față. Doamne Iisuse Hristoase, mă rog ție în această zi de mare sărbătoare. Tu care te-ai schimbat la față în prezența ucenicilor tăi, Petru, Iacov și Ioan, aleși de tine să te însoțească pe muntele Tabor și le-ai arătat lor că slava ta se poate revărsa ca un mir asupra lumii, care să ne binecuvânteze viața de fiecare zi. La ceas de mare sărbătoare, te rog, Doamne Iisuse, Tu care ești cu adevărat raza Tatălui Tău, trimite asupra mea o rază din strălucitoarea Ta lumină, ca ea să mă călăuzească în clipele de supărare, când grijile mă sufocă, când nu mai am spor în munca mea, când dușmanii mă pândesc sau când boala mă învăluie fără să știu. Schimbarea ta la față să mă ajute și pe mine, păcătosul, să găsesc drumul luminos de care am atâta nevoie, iar sufletul meu împietrit de necazuri să se elibereze de supărare și de spaima că viața mea va fi în continuare un coșmar. Ajută-mă, Doamne Hristoase, să mi se împlinească și marea mea dorință. Ajută-mă în acest moment de cumpănă din viața mea și arată-mi drumul care să-mi schimbe cursul vieții, să nu mai am parte de întuneric, de pagubă, de boală și de răzbunarea dușmanilor adunați în jurul meu. Amin. Dacă ți-a plăcut această rugăciune, împărtășește-o cu cei dragi și nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube pentru a primi și mai multe rugăciuni, pilde și învățături. Domnul să te binecuvânteze!